Bun găsit, domnule ministru. Cititorii portalului Nord News au fost nerăbdători să vadă acest interviu. Suntem bucuroși să vă felicităm cu investirea în funcția de ministru de interne, cam tardivă această felicitare. Dumneavoastră, mulți își pun speranța că, în sfârșit, Ministerul de Interne va deveni o instituție liberă, independentă și va servi interesul cetățeanului. Mulțumesc pentru felicitări. Să știți că nimic nu este întârziat. La fel cum și eu, neîntârziat, am dat curs solicitării dumneavoastră de a face acest interviu și am făcut acest lucru din respect față de instituția pe care o reprezentați, dar poate și mai mult din respect față de cetățenii Bălțului, de cetățenii Nordului, acolo unde adesea am fost și voi reveni cu drag de fiecare dată. Intenționam să ajung zilele următoare legat de ceea ce se întâmplă la comisariatul de la Bălți și o să vin acolo, chiar dacă chiar ieri comisarul de acolo sau inspectorul șef și-a dat demisia. Voi ajunge acolo și voi fi din nou printre oamenii Nordului. Salutații din partea mea. Și vreau să vă spun că în ceea ce privește instituțiile care trebuie să stea la fundamentul statului de drept, avem astăzi în Republica Moldova o instituție liberă de mafie, liberă de oligarhie, la modul general, bineînțeles, și această instituție este Ministerul Afacerilor Interne. Mai există niște, să zic așa, bastioane cu ghilimele de rigoare, pentru că nici bastioane nu le poți numi, niște zvâcniri ale unor indivizi din interior care nu înțeleg că procesul este ireversibil și că nimic din tot ce a fost nu va mai fi. Domnule ministru, îmi spunea un locotenent colonel care deja se află în rezervă la pensie că de unde se ia nouă guvernare, oameni onești, dacă în țara asta a dat și se ia mită. În acest sens, de unde vă gândiți să selectați dumneavoastră cadre oneste, cadre cinstite, pe când cunoaștem că de pe băncile universităților, viitorii procurori, viitorii judecători, viitorii polițiști dau sau iau mită? Am avut azi norocul să fiu prezent la cea de-a 25-a promoție a Academiei de Poliție Ștefan cel Mare și sunt. Vreau să vă spun că, în ciuda tuturor acestor afirmații, sunt încrezător că Republica Moldova are viitor și spun asta gândindu-mă la cei absolvenți, niște tineri extraordinari, niște tineri pe care i-am încurajat să rămână pe calea demnității, pe calea adevărului, pe calea integrității, pe calea moralității, să își dezvolte cât se poate de mult profesionalismul și să-l pună în slujba cetățeanului. Eu zic că am prins un moment potrivit ca la sfârșitul școlii să le transmit acest mesaj. Am sesizat că a fost recepționat și am încrederea că generațiile viitoare de polițiști vor demonstra că și în Republica Moldova este loc de stat de drept, este loc de respect pentru oameni, respect pentru drepturile și libertățile lor. Este loc pentru un stat care poate să facă față rigorilor integrării în Uniunea Europeană. Domnule ministru, dumneavoastră ați fost procuror, un om care cunoaște acest sistem. Dar dacă îmi dați voi numai o secundă, pentru că tot ați spus că unii dau mită, alții o iau. Eu n-am dat mită și nici n-am luat. Sunt sigur că nici dumneavoastră și nici colegii dumneavoastră n-au făcut acest lucru. Mai există în țara asta oameni care nici n-au dat și nici n-au luat. Iată, pe acești oameni trebuie să-i încurajăm, mai ales pe cei care sunt profesioniști, să aplice, să participe la concursuri, să se implice în procesele de deoligarhizare a statului, de demantelare a acestor scheme și credeți-mă că se poate. Important este să avem încredere și să avem puțină răbdare.
oamenii vor înțelege că se poate trăi și altfel. Au fost și în alte state, și în statele vecine. Au fost situații din astea. Noi, pur și simplu, s-au întârziat procesele. În Republica Moldova, pur și simplu, procesele s-au întârziat. Dar ele, oricum, o să meargă în direcția corectă și, din punctul ăsta de vedere, avem perspective bune. Dumneavoastră, ați fost procuror, un om care a lucrat în acest sistem. De când sau când și cum s-a defectat sistemul justiției în Republica Moldova? Bine. Acum, cât de bun a fost sistemul pe timpurile sovietice, eu mai puțin aș putea să vă spun. Pentru că eram prea mic atunci. Sistemul procuraturii, eu l-am văzut chiar din momentul în care am intrat în acest sistem, în 97, l-am văzut ca fiind într-un permanent declin. A mers, a degradat, numai că în halul în care s-a aflat astăzi n-a existat niciodată, n-a fost niciodată. În momentul de față, procuratura a fost atât de politizată și, cum să vă spun eu, chestia asta cu politizare, dacă era doar politizare, poate că se rezolva cumva problemele. Că, domne, politizare, și-au declarat integrarea europeană, și-au declarat în permanență respectul pentru drepturile omului, pentru stat de drept, și te gândești, domne, da, nu mai este chiar atât de rău politica asta, dacă totul este îndreptat în interesul cetățeanului, da? Luați-o ca pe o glumă mai degrabă. Dar am observat la un moment și am sesizat opinia publică cu mulți ani în urmă. Acest sistem a devenit unul mafiotizat, controlat mafiotic. Această procuratură a devenit un fel de stat în stat, asigurând captivitatea tuturor instituțiilor statului în mâna unui oligarh, în mâna unui criminal. Element de șantaj. Și cea mai mare greșeală pe care am admis-o cu toții, și aici întreaga societate trebuie să accepte că am greșit cu toții. Am greșit atunci când am acceptat modificarea legii cu privire la procuratură de o asemenea manieră încât procurorul general, numit pe o perioadă de 7 ani de zile, să fie un fel de soața regelui, sau cum se zice. Da? Pentru Plahotniuc era un fel de cadână acest procuror general și făcea absolut totul. I-a asigurat absolut tot. Uitați așa acum protecție, uitați așa acum cum tăinuiesc informații venite din exterior, uitați așa acum cum se opune dezvoltării dosarului cu privire la uzurparea puterii în stat pe baza denunțului pe care l-am făcut. Uitați-vă cum CSP-ul îl protejează pe procurorul general, care în mod normal ar trebui astăzi să stea pe banca acuzaților pentru atâtea și atâtea crime pe care le-a tăinuit sau le-a protejat. Așa că lucrurile au degradat în timp și până la urmă este foarte bine că acest proces a început cel puțin să fie stopat. Dacă nu, mai e puțin și vom ajunge la momentul în care vom începe construcția sau reconstrucția acestei instituții fundamentale pentru cetățeni. Domnule ministru, cum gândiți, intenționați să continuați reforma în poliție? Căci până acum toate s-au rezumat la achiziționare de automobile scumpe, la schimbarea uniformei și la dăruirea ursuleților de pluș. Bine, nici nu trebuie să spunem că totul s-a rezumat la ceea ce ați menționat dumneavoastră. S-au făcut și lucruri foarte bune. Trebuie să recunoaștem, s-au făcut și lucruri bune. Iată, aceste lucruri bune trebuie continuate. Există o concepție de reformare a poliției și a structurii Ministerului Afacerilor Interne, care recent a primit o evaluare bună, corectă. Chiar ieri m-am văzut aici cu reprezentanții ai delegației Uniunii Europene și care au apreciat eforturile noastre de ultimă perioadă în vederea reformării Ministerului. Legat de acele proiecte sociale despre care le aduceți dumneavoastră în discuție, bineînțeles, ele trebuie revăzute. Astăzi, la ședința pe care am avut-o cu efectivul Inspectoratul Național de Poliție, am vorbit și despre acest lucru. Ori asemenea proiecte, în loc să-și producă efectele benefice pentru cetățeni, pentru polițiști, pentru relația dintre cetățean și polițist, au slujit unor egouri, au slujit unor personaje
controversate din cadrul Ministerului de Interne și a Inspectoratului General de Poliție. Iată de ce ele trebuie revăzute, să vedem care au fost efectele lor, cât de benefici au fost și acolo unde s-a cheltuit banul public aiurea, cei care l-au cheltuit trebuie să răspundă, iar de acum încolo să nu mai fie irosit așa cum s-a întâmplat. Iar legat de dotări, legat de echipamente și de mijloace, astea sunt oricum parte a procesului de reformă care nu trebuie, e adevărat, nu trebuie să se rezume la măriri de salarii, la măriri de dotări, pentru că am mai văzut noi chestii din astea și la judecători. Li s-au mărit salariile, dar restul a rămas la fel. La procurori fix așa, au niște salarii foarte bune, dar calitatea activităților o cunoaștem cu toții. Deci avem nevoie de măsuri complexe în ceea ce privește reformarea Ministerului de Interne și altor elemente ale statului de drept. Cum veți soluționa problema schimbării cadrelor în raioane, unde e o împletire trainică de cumătrism, nănășism, ascultarea baronului local? Toți baronii ăștia, tuturor baronilor ăștia le-am făcut mesaje publice, destul de transparente, să-și evalueze trecutul, să-și-l analizeze, să vadă dacă nu cumva au greșit de-a lungul timpului și s-au făcut incompatibili cu aceste funcții. Astea au fost mesaje publice, transparente, în spiritul politicilor pe care am venit să le promovăm aici la Ministerul de Interne, în spiritul angajamentelor făcute de guvernarea actuală, de reclădirea statului de drept, de reformarea instituțiilor, de punere în centrul atenției a drepturilor și libertăților oamenilor. Așa că eu voi mai avea puțină răbdare și voi aștepta niște demisii de onoare, dacă vreți. Iată, astăzi s-a mai produs o demisie de onoare la nivelul Inspectoratului Național de Poliție. Recent au mai plecat niște comisari din interior de la Chișinău. A plecat șeful direcției de poliție municipală. Și eu am certitudinea că mai există onoare în cadrul Ministerului de Interne și vor fi și alții care vor pleca. Asta nu înseamnă că o demisie te poate scuti de responsabilitate. Nu. Dacă vor fi găsiți vinovați mai apoi de către procuratură sau de către instituțiile abilitate ale Ministerului de Interne, bineînțeles, vor trebui să dea socoteală. Dar până una alta ar trebui să elibereze locul pentru oameni profesioniști, pentru oameni integri, pentru oameni morali, care nu au făcut sluj politic. Și le-am spus-o și astăzi colegilor noștri de la INP, eu n-am venit la Ministerul Afacerilor Interne pentru a da afară oamenii lor și a-mi aduce oamenii mei. Dacă o să vă uitați atent în jurul meu, nu o să găsiți oameni din partid, nu o să găsiți oameni afiliați politic. Încerc să exploatez cât se poate de mult resursele interne și ați văzut că am făcut și un concurs în acest sens la IGP, iar acolo unde nu vom găsi personal pentru anumite funcții, vom apela și la resursele externe, inclusiv la cetățenii noștri despre care vorbiți dumneavoastră, au plecat, nu mai sunt prea mulți. Dar sunt semnale din exterior, concetățenii de noștri care sunt stabiliți acolo și ar vrea să vină aici să lucreze în minister sau în instituțiile de forță? În inima lor, în sufletul lor, majoritatea celor care au plecat în străinătate și ar dori să vină acasă. Dar atâta timp cât salariile sunt foarte mici, atâta timp cât condițiile de muncă nu sunt cele mai bune, atâta timp cât nu-ți poți întreține familia, nu poți să-ți asiguri copilului tău o bucată de pâine dintr-un salariu, atunci, sigur că acest elan, această dorință scade. Am primit și eu acum am în lucru câteva CV-uri venite din străinătate și chiar le-aș pune în discuție, dar oamenii când ajung să vadă ce salarii sunt aici, spun, domnule, dar salariul ăsta nici măcar nu este salariul meu de o săptămână în Italia, în Franța sau... Și atunci este complicat. Noi suntem... acum, că nu ne aude nimeni, știți că... să vă spun că am preluat poate cel mai complicat, cel mai greu minister de mânuit sau de condus. N-aș vrea să spun de condus, dacă lui lider să fiu, pentru că avem un număr foarte mare de angajați.
avem o povară grea, moștenită și mai ales această politizare care era pe punctul să ne ducă la noi violențe ca cele din 7 aprilie. Știți foarte bine și mi-amintesc o scrisoare de dumneavoastră legată de... Da. Noi știm ce a fost la 7 aprilie. Noi chiar am fost pe punctul să repete un nou 7 aprilie mult mai sângeros și mult mai violent. De fapt, asta își doreau ei, violență. Beneficiarul lui 7 aprilie 2009, Plahotniuc, așa s-a menținut. A stat o vreme în spatele lui Voronin, iar după asta a fost nevoie de violență ca să se păstreze la putere. A venit pe spatele lui Filat și Ghimpu. După asta, bineînțeles, iarăși a fost deconspirat, iarăși a fost dus la situația de a recurge la mijloacele specifice sau proprii. Iată de ce era pe punctul să dea foc la această țară, numai să se mențină el la putere, numai să-și mențină libertatea. Așa că, prin efortul pe care l-am depus, prin comunicarea permanentă cu eșaloanele de jos ale poliției, ale structurilor Ministerului de Interne, am reușit să deturnăm această tentativă de lovitură de stat, să deturnăm această tentativă de a escalada lucrurile până la violențe din natura celor de 7 aprilie. Domnule ministru, am observat de ce popularitatea s-a bucurat Partidul Democrat acum o lună, când au adunat cei 3.000 de oameni care tot au fost aduși cu desila și plătiți. Dar asta a fost un fals, un fake. Mai departe... Vedeți cum vorbește din dumneavoastră mai mult cetățeanul decât jurnalistul. Da. Încercați să vă abțin. Acum nu vă dau eu lecție, da. Eu am înțeles. Domnule ministru, așa este normal. Și din mine de multe ori, în loc să vorbească doar ministru sau viceprim-ministru sau, eu știu, un lider de partid, vorbește mai întâi de toate cetățeanul, pentru că te doare. Te doare ceea ce se întâmplă pământului ăsta, oamenii ăștia. Și vă înțeleg foarte bine, dar să nu lăsăm loc de critici pentru... A plecat conducerea PD-ului, dar în teritoriu au rămas oameni care sunt devotați sistemului. Nu vorbim partidului, dar sistemului. Da. Cum veți demonta sistemul și cici? Regimului. Da, regimul. Pentru că, din păcate... Și vorba bolșevică, care pe care? Știu că de bolșevic. Acum chiar e important să-i terminăm. Bineînțeles, legal, bineînțeles... corect, să punem capăt acestor scheme, să punem capăt implicării unor oameni, unor impostori, dacă vreți. Am găsit atâta impostură, chiar și aici la minister. Am găsit impostură în toate instituțiile statului. Te crucești. Sunt oameni care nu știu a scrie și conduc cu instituții de stat sau cu anumite structuri. Vi se pare normal? Mie nu. Mie deloc nu mi se pare normal. Deci s-a produs o disoluție a statului Republica Moldova. Instituțiile au fost golite de conținut, au fost golite de substanță. Păi, aici eu am avut, chiar în această sală, am avut din partea unor oameni abordări de secolul trecut, undeva venite din secolul trecut. Adică? Adică dacă s-ar putea ia că eu să mă duc acolo, am vorbit cu acela, el să dea într-o parte, dar eu să mă duc în locul lui. Și am spus, stați unde, că voi nici măcar... Nu a fost suficient 9 ani de zile pe care m-ați văzut la televizor, m-ați văzut în stradă, m-am bătut cu mafia, cu cutare. Voi chiar nici măcar după 9 ani de zile nu m-ați decriptat, nu m-ați însușit să vedeți că eu nu fac asemenea trocuri, nu fac asemenea lucruri. Ceea ce mă preocupă pe mine este profesionalizarea acestor instituții. Mă interesează integritatea oamenilor, mă interesează moralitatea, mă interesează să promovez oamenii pe criterii de meritocrație. Nu pentru că-i nănaș cu mine sau cu mătru. Da, și așa am gândit și în momentul în care, în lipsă de prea mult elan din partea unor polițiști sau unor pretendenți la funcția de IGP, eu am adus pe unul care s-a bătut cu sistemul, care s-a bătut cu regimul, care s-a bătut cu sistemul judecătoresc. L-am adus pe Gheorghe Balan. Și n-am ținut niciodată, dar niciodată nu m-a preocupat vaga afinitate tradițională, dar nici nu grad, eu cu mătrie, foaie verde. Dar am numit repede concurs și am spus, este interimat, asigură interimatul pe
perioada în care era nevoie de așa ceva, pentru că dacă îl lăsam pe pânzare aici, păi el era în stare să dea foc, el dacă s-a dus la Hodniuc, pentru a salva el, să dea foc la țara asta. Înțelegeți? Și aștept și de la societatea civilă, aștept și de la presa independentă să înțeleagă cum stau lucrurile, pentru că ce s-a reținut din acea, desemnare? S-a reținut cu mătru. Păi stați, fraților, leagă, nu-i cu mătru lui Cafcaliuc. Nu-i cu mătru lui Cutare. Este un om care s-a bătut cu sistemul și știm foarte bine. La fel ca și Domnica Manole, la fel ca și alții oameni din interior, acum un judecător atacă dur sistemul judecătoresc. Deci ăștia sunt oameni care nu contează în ce relație ești cu dânsii. Sunt oameni care și-au demonstrat integritatea, și-au demonstrat profesionalismul și, bineînțeles, nimeni nu trebuie să suporte consecințele unei afinități sau... Dar pe timpul fostei guvernări nimeni nu și-a amintea că cineva a fost cu mătru sau a fost naș. Dar care, ce să vă spun eu, aici în poliție, eu când te întorci în stânga, vezi cu mătru lui Plăcotniuc, te întorci în dreapta, vezi cu mătru lui Răzdan, te mai dau în spate, îl vezi până nașul lui Cafcaliuc sau pișinusul. Păi uitați-vă la atâția și atâția despre care unii au plecat, dar unii mai sunt în sistem. Și cât mizerie fac, lansează în spațiu public tot felul de liste. Ei le scriu cu mâna lor și mi le pun în cărcămie. Sau, spre exemplu, într-o noapte am fost somat că a fost un atac cibernetic la adresa Ministerului Interne. Ce face un ministru responsabil? Se prezintă acolo, la fața locului, nu? Da. Am venit acolo. E bine, a doua zi, toată presa lui Plahotniuc și afiliată, inclusiv o parte plătită din banul contribuabilului român, au titrat tot felul de porcării bazându-se pe o afirmație idiotă de a unui individ care a fost scos în afara sistemului și care acum este sub anchetă. Curând o să fie și sub anchetă penală. Și atunci eu trebuie, ca și ministru, trebuie să mă concentrez pe a dezminți tot felul de porcării. Tot felul de minciuni. Iată de ce, nu voi mai face acest lucru. Am spus asta recent, nu voi mai face acest lucru pentru că nu mă plătește nici holdingul Plahotniuc, nici Plahotniuc. Mă plătesc contribuabilii ca să muncesc pentru ei. Fac apel și pe această cale, profit de faptul că vom fi priviți de mai multă lume și îndemn pe oameni atunci când citesc o știre să răspundă la niște întrebări ziariștici. Ce, când, unde, de ce? Când, unde, de ce? Da. Deci sunt cinci întrebări, parcă, da, la care trebuie cinci întrebări să... la care răspund, da, o știre. Și trebuie să vezi, domnule, dar totuși din gura cui vine asta? Sau cine o provocat? Și mai multe surse ar trebui să fie. Bineînțeles. Și mai documentați mai multe surse, iar eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Sunt pe Facebook, sunt aici la minister. Informați-vă din prima sursă. Vedeți cât de accesibil am fost pentru dumneavoastră. Sigur. Domnule Năstase, oamenii au demonstrat că nimeni nu îi învață să învețe istoria. Să înțeleg că ei sunt actori și ei, de fapt, fac istoria aici și acum. Dar Andrei Năstase conștientizează că acum istoria a dat Basarabiei poate o ultimă șansă de a deveni, de a scăpa, de a ieși. Din ce? Din această greutate care a fost. Eu sunt sigur că noi împreună am adus această clipă istorică. Trebuie să mulțumim întâi de toate înțelepciunii și răbdării pe care a manifestat-o de-a lungul timpului poporul nostru. Bineînțeles, un rol aparte l-au avut și acești temerari și am să menționez de fiecare dată Platforma Demnitate și Adevăr care a stat la bazele acestei mișcări, să nu uităm acest lucru, într-o perioadă în care tot felul de țipălăi în această țară puneau umărul la consolidarea unui regim oligarhic, unui regim dictatorial. Eu am să mă refer de fiecare dată cu mândrie la Dinu Plângău, la Inga Grigoriu, la Liviu Vovc, la Kiril Moțpan, la Alexandru Slusar, la Stanislav Pavlovski, la Vasile Năstase, la Olesia Stamate, oameni care au stat la baza mișcării noastre de nouă eliberare națională. Am reușit, e adevărat că am întârziat. Prea mult a durat. În 2014 până acum, cam mult a durat. S-a putut realiza în 2016. Bineînțeles. Bineînțeles, s-a putut atunci realiza în 2016. Dacă am fi fost mai experimentați, dacă am fi fost mai atenți, dacă. Dar eu zic că e bine că s-a produs acest lucru într-un final și avem, acum într-adevăr, avem o șansă uriașă să scoatem țara, statul nostru din captivitate, să dăm libertate instituțiilor să funcționeze în interesul cetățenilor, să ne apropiem cât se poate de mult de Europa,
să putem, într-o bună zi, ca într-un cadru european, să fim mai aproape și să ne regăsim cu toții în spațiul nostru istoric, cultural, comun cu frații de dincolo de Prut, dacă la asta vă referiți. Cum se vor comporta componentele actualei alianțe în alegerile locale din 20 octombrie? Exact cum s-au comportat până acum, și mă refer aici la blocul acum, vom merge uniți în următoarele alegeri și cele legate de orașul Chișinău, de primăria Chișinăului și cele de, legate de primăriile și consiliile locale și municipale. În ce privește pe socialiști, bănuiesc că și-au strategiile lor, vom fi oponenți. Am făcut în permanență apel la decență, am făcut apel la o luptă corectă, cinstită, care nu ar fi bazată pe lovituri sub centură, nu ar fi bazată pe fake news, nu ar fi bazată pe minciună. Eu știu, o concurență sau o competiție de programe, programe care ar duce în fruntea primăriilor sau consiliilor municipale și locale oameni care chiar pot face bine țării. M-a întrebat cineva astăzi, dar va fi geopolitică la alegerile locale? Despre ce geopolitică poți să vorbești când e vorba de transport, când e vorba de gunoi, când e vorba de iluminat public, de mediu? Despre care geopolitică? Noi, în permanență, așa am făcut la Chișinău. Geopolitică. Hai că vin tancuri de până nu știu unde. Și cu cine am ales? Ne-am ales cu un oraș plin de glod, praf, un oraș în care spațiile verzi au fost ocupate de construcții, marelor parte construcții ilegale, cu certificate de urbanism și autorizații de construire date pe sub masă, date contra cost, cu corupție endemică la nivelul căpeteniilor primăriei. Vorbesc de căpetenii puse de Plahotniuc, că nu au fost instalate acolo de cetățeni. Iată, cam așa stau lucrurile. Așa că la alegerile următoare este bine că aceste alegeri să nu lovească în această structură dintre blocul acum și Partidul Socialist. Domnule ministru, cunoașteți faptul că actualmente aleșii locali, primari, consilieri locali, care l-au sprijinit puternic pe Plahotniuc, încearcă să treacă de partea noii guvernări. Cum veți proceda cu transfugii? Am inițiat și probabil este cunoscut deja acest lucru la nivelul liderilor de partide, cele care fac parte din această construcție, ideea unui agreement politic, așa cum ne recomandă Comisia de la Veneția cu privire la transfugi. Știți foarte bine că mandatul imperativ este interzis în Constituția Republicii Moldova, așa în aceste condiții pur și simplu înțelegerile politice pot funcționa. Să nu admitem transfugi dintr-un partid la altul. Asta pe plan legislativ. Pe plan local, acolo unde mă întrebați, noi vom fi cât se poate de înțelegători. Dar cât se poate de înțelegători. Sunt oameni care au fost șantajați. Sunt oameni care au fost presați. Sunt situații diferite și trebuie tratate cu atenție fiecare caz în parte. Cert este că am îndemnat și vom îndemna pe toți simpatizanții a tuturor partidelor, mai ales a partidelor pro-europene, să se alinieze, vorbesc de simpatizanți, să se alinieze în spatele platformei, da, a altor partide pro-europene. Iar în ce privește primarii, consilierii, cei care au făcut sluj, bineînțeles, nu au ce căuta pe lângă noi. Nu au ce căuta. Sunt însă primari independenți pe care îi susțin comunitățile, îi susțin oamenii din sate și din orașe, care pot fi alături de noi oricând. Sunt oameni care nu au făcut parte din angrenajul Partidului Democrat și al lui Plahotniuc. Acești oameni sunt bineveniți. Dacă au suportul cetățenilor, da.
Dar, repet, cei care și-au bătut joc de comunități, cei care erau un fel de baroni, cum am vorbit noi despre la început, un fel de baronaj de ăștia, ăștia ar trebui să plece, iar instituțiile liberate să se ocupe și de ei. Dar să se ocupe pe drept, nu persecutându-i, nu de asta avem nevoie. Nu avem nevoie de vânătoare, de vrăjitori. Avem nevoie de justiție corectă pentru toți, indiferent de pe ce paliat politic vine. Dumneavoastră deseori ați declarat că Republica Moldova, până a venit la guvernare, este un stat capturat, un stat polițienesc, mai exact poliția exercita presiune asupra business-ului. Da. Acum aveți semnale deja când business-ul răsuflă puțin mai ușor? Am semnale că societatea răsuflă mai ușor, în general. Dacă mergeți pe stradă, o să vă dați seama și dumneavoastră, cred că dacă este o realizare în viața asta pe care pot să spun că, la care am pus și eu umărul, este că am adus libertate în această țară. Scuzați-mă lipsa de modestie, dar și asta este esențial. Dacă oamenii au început să fie mai liberi, neapărat și business-urile lor se vor simți mai libere. Dar pentru asta avem nevoie de politici drepte, politici fiscale, politici sociale, politici economice și, bineînțeles, în ce privește justiția, dar politici care ar conduce într-un final la îmbunătățirea climatului, inclusiv a climatului investițional, fie că este vorba de investițiile interne, fie că este vorba de investițiile externe. Eu, da, pot să vă spun că am găsit mai multă libertate și mai multă deschidere și la oamenii de afaceri în momentul de față, dar încă nu este totul dus până la capăt. Mai avem mult de lucru. Oamenii încă se simt urmăriți, pentru că au mai rămas încă indivizi care cred că îi pot șantaja, cred că îi pot persecuta. Iar oamenii ăștia trebuie să înțeleagă și le transmit și pe această cale că pot și au în mine un aprig susținător al drepturilor și libertăților lor și că oricând mă pot sesiza cu privire la orice, dar absolut orice ilegalitate venită din partea fie a poliției, fie a procuraturii, fie a altor organe de drept și de reglementare. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ne-ați acordat acest interviu. Mulțumesc foarte și vă mult. Dorim și succese mari. Mulțumesc și eu și vă aștept cu drag și altă dată, dar să știți că tot mai greu și mai greu de găsit voi fi, pentru că am... Dar când veniți în teritoriu, cu siguranță. Neapărat.